Bună! În clipul de astăzi vreau să vă prezint câteva cumpărături. Am fost la DM, am achiziționat câteva produse, după care am fost la New Yorker și am găsit două hăinuțe super drăguțe, cel puțin din punctul meu de vedere, și m-am gândit să vi le arăt și vouă și alte produse. În această sacoșă am pus toate produsele. Și voi începe cu acestea de la New Yorker. Au fost ceva reduse și am profitat. Am achiziționat o bluziță care mie mi s-a părut super, super drăguță. Întâi am probat-o și mi-a plăcut foarte mult cum stă și mi-am achiziționat-o. Este acesta, are volănașe, are unul, două volănașe și se leagă aici. Așa. Culoarea este superbă. Nu, este așa ușor transparentă, nu este transparentă și nici nu se vede așa urât. A fost 24 de lei și 90 de bănuți, am zis să profit și să-mi o achiziționez. Și mărimea a fost XS. Este și largă, se și lărgește și la mâneci este așa. O să vă las o fotografie cu ea ca să vă faceți o idee cam cum îmi vine mie. Per total, sunt foarte mulțumită de ea și îmi place foarte mult. Și am achiziționat și acest maieu, mai elegant, un pic pe roz, deoarece eu am un sacou de la Sinsay și vreau să îl port sub sacou, iar vara pur și simplu să-l port așa. Este o culoare super, super drăguță, un material foarte delicat, cu detalii, în mărimea tot așa XS. Și el a costat 34 și 90 de bănuți. Acesta este prețul lui. Dar mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Inițial am probat un S și mi era larg, așa că mi-am achiziționat XS. Am achiziționat de la Bevola foarte multe dischete din acestea, deoarece astea le folosesc și îmi plac foarte, foarte mult. Deci am 5 în total. Sunt favoritele mele, de mult nu le-am mai găsit, iar acum le-am văzut și le-am achiziționat. Prețul lor a fost de 2,80 lei ceva de bonus, 2,90 lei, și mi se pare pentru 5, 40 de dischete 3 lei mi se pare un preț destul de bun. Următoarele produse. Am fost și la Taco și am găsit două perechi de cercei. Destul, destul de drăguți. Sunt aceștia cu inimioară. Prețul lor a fost de 5,99. Și aceștia au fost la preț întreg de 20 de lei, prețul lor fiind aici. Dar mie mi-au plăcut foarte mult că sunt ușori și au acest lănțișor destul de drăguț. Și acum voi trece la produsele de la DM. O apă pentru gură. Senzitiv în varianta de 500 de mililitri. Peste tot s-au scumpit aceste ape și am găsit la DM era înainte 8 lei sau 7 lei, iar acum am găsit-o la 10 lei și mi s-a părut un preț destul de bun, bine, 9 lei 95, cam așa. Aceste fiole pentru zona ochilor sunt foarte, foarte bune, le-am mai avut în trecut, dar de data aceasta mi-am cumpărat două. Am văzut că încet, încet cam scot aceste capsule de la balei, iar nu le-am mai găsit nici pe cele cu vitamina C, care le găseam înainte pentru ten. Încet, încet cam scot produse și, na, sper acum să le pună înapoi. O mască tip șervețel, tot așa de la Baleia, cu intensiv, da, o hidratare intensivă și cu acid hialuronic. Nu, îmi cer scuze, masca este cu cânepă, doar că hialuronis mi s-a părut că scrie aici.
Și o mască tip șervețel din aceasta este cu ceramide. O mască cu rodie. Aceasta este tip cremă, cu rodie și ciocolată. Pare mi se că am mai avut-o pe aceasta, dar nu știu de ce. Oricum mi-a atras atenția și am achiziționat-o. O cremă pentru picioare cu ceai verde. Da, arpore de ceai. În varianta de 100 de mililitri. Tot de la Balea am achiziționat și acest spray anti părului electrizant. Deci la mine se electrizează părul a doua zi după ce fac baie, după ce îl desprind. Este electrizat. Am zis că poate o să mă ajute în varianta de 200 de mililitri. Și un parfum pentru păr. Morning Flower în varianta de 100 de mililitri. Da, mie mi se pare că miroase așa un pic alcool. Un pic cam tare, dar în fine. O să-l folosesc și o să revin cu o părere. Am fost și la Carrefour și am găsit aceste măscuțe de la Elmi Plant la 5 lei. Am luat-o tot pe aceasta cu acid hialuronic. Am mai cumpărat-o și de la Penny și mi-a plăcut foarte mult. Acum am recumpărat-o tot tip șervețel și am zis să o încerc și pe aceasta detox, tot așa tip șervețel. Eu le țin mai mult, undeva la 30 de minute, chiar și o oră și nu pățesc nimic. Sau cel puțin de la cele care le-am avut. Și de foarte mult timp nu mi-am mai achiziționat machiajuri. Am achiziționat această micuță paletă de la DM, de la Catrice, cu 2, 4, cu 5 farduri pentru ochi. Ele arată așa. Eu pentru ce am nevoie pentru un machiaj de zi cu zi, mi se pare ok. O să facem și câteva swatch-uri. Nu știu dacă se vede. Pentru ce am eu nevoie, eu spun că este ok pentru un machiaj de zi. Mi se par super, super drăguțe. Și o să iau așa. Da, arată foarte, foarte bine. Eu mai mult folosesc aceasta, acestea, da. Ele așa arată. Eu spun că sunt ok. Și cam acestea au fost cumpărăturile mele. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat clipului meu și până data viitoare să ne auzim cu bine, pe curând!